Salutare, sunt Claudiu Vrânceanu, bun regăsit la Antreprenori de România, un proiect media și de educație în care ne propunem să creștem ecosistemul antreprenorial din România. Invitata noastră de astăzi este Dea Wilson, care se află în România zilele acestea. Ea locuiește în Statele Unite ale Americii, a emigrat în urmă cu 2 decenii acolo, cunoaște bine ecosistemul antreprenorial din Silicon Valley, și îmi propun să discutăm atât despre businessul ei de acolo, despre experiențele în ecosistemul antreprenorial din Statele Unite, dar și concret despre cum putem ajuta antreprenorii români să se internaționalizeze chiar în Silicon Valley. Dea, mersi că ai acceptat această invitație. Onoarea este a mea și vreau să spun felicitări pentru organizarea unei emisiuni de acest tip. Eu sunt foarte mândră că am fost invitată. Mulțumesc din nou, Claudiu. Hai să începem cu povestea ta. Ai plecat acum 20 de ani în state. Da, deci am plecat cu o bursă. Eu eram avocată și m-am dus cu o bursă la Statele Unite să-mi continui studiile, unde am făcut un masterat. Iar după aceea am lucrat la Microsoft și de asemenea la PricewaterhouseCoopers. Mi-am dat seama, pentru că eu eram foarte antreprenorială și mi-am dat seama că vreau să fac mai mult și vreau să-mi deschid o afacere acolo. Eu deja avusesem afaceri în România. Iar ceea ce am înțeles, cât de importantă este evaluarea unei comunități în prejurul tău, unui network. Și ideea a fost că dacă fac un MBA, Master in Business Administration, voi avea nu numai pregătire în domeniul de afaceri în America, dar de asemenea voi avea și acces la, imediat la o comunitate de absolvenți din toată America. Și atunci am decis să fac un MBA. Iar după ce mi-am terminat MBA-ul, m-am întors înapoi în California, pentru că am petrecut 2 ani la Wharton în Philadelphia, pe coasta de est. M-am întors înapoi în California, în Silicon Valley, și acolo am avut, mi-am deschis startup-uri. Ai avut mai multe proiecte în Statele Unite. Unele au eșuat, altele au avut succes, ai reușit să faci exit. Hai să începem cu eșecurile, întrucât e important să discutăm despre eșecuri, mai ales la noi în țară, deși lucrurile au evoluat. La ce mă refer? Acum 8 ani, 10 ani, eșecul era foarte penalizat în mediul de business românesc. Concret, 9 din 10 români arătau cu degetul pe cineva care a greșit, mai ales în business, mă refer aici la antreprenoriat. În Statele Unite, cultura eșecului este diferită. Mi-amintesc când am fost acum mai bine de 10 ani, prima oară în Statele Unite, asta m-a fascinat. Cum se raportau americanii, oamenii de business, la un eșec profesional care le-a aparținut? Cum vorbeau despre ceva ce nu a mers? Și chestia asta m-a bucurat și am încercat să-mi schimb și eu mentalitatea. Cum a fost la tine? Sunt de acord că este greu să treci pentru un eșec, dar nu contează de câte ori ai un eșec. Contează de câte ori te ridici și continui drumul. În societatea americană, de fapt, ei celebrează eșecul. Este, de fapt, și o conferință în care vorbesc numai despre eșecurile lor. De ce? Fiecare eșec este o lecție învățată pe care, probabil și de sperat, nu o vei repeta. Iar este știut foarte bine că numai una din 10 companii de startup vor reuși. Deci, înainte să ai una care să-ți reușească, probabil trebuie să deschizi 10 startup-uri. Noi toți citim în ziare și în bloguri tehnice și de startup-uri, citim numai despre finanțări și vânzări de companii și milionari.
dar nimeni nu știe cât de mult s-a suferit ca să se ajungă acolo și cât de pavat este drumul succesului cu eșecuri. Eu am făcut mai multe business-uri și într-un fel ceea ce am învățat din eșecuri este să te focusezi, să ai un focus. E foarte ușor să te uiți la competitorii tăi și să zici, oh, ei au făcut asta, trebuie să fac și eu. Oh, ei au început să se introducă într-o altă industrie, trebuie să fac și eu la fel. În momentul în care te extinzi prea repede, atunci faci greșeli și atunci nu poți să fii bun la domeniul în care te-a consacrat, unde te-ai consacrat în nișa ta. Să vorbim despre un eșec cu care te-ai confruntat în Statele Unite și cu un succes. Până să vorbim despre proiectul pe care te concentrezi acum, proiectul Lifeograph, care este de asemenea un startup. Da. Deci, ca exemplu, se știe despre Groupon, nu? Deci, o companie care e foarte de succes. Și era în acel moment în care era foarte tot timpul la televizor, în tech blogs, și se părea că este destul de ușor să intri pe piață. Eu mie întotdeauna îmi plăceau cupoanele și zic, wow, asta e o idee bună, aș putea să fac și eu, aveam toate cărțile de economie, de toate ce învățasem după MBA și am zis, haide să încep. Și am început, dar ce am realizat, deci cam după un an, ce am realizat este că dacă nu aveai bani să-i cheltuiești pe marketing, iar Groupon este o companie care și acum probabil pierde bani. Deci dacă nu aveai buzunare mari, nu puteai să te extinzi așa de repede. Iar de asemenea, ce mi-am dat seama este că nu e de ajuns numai să repeți ce fac alții. Trebuie să faci ceva complet inovator, pentru că numai așa poți să te diferențiezi pe piață. Și asta a fost lecția pe care am învățat-o. Într-un fel m-am bucurat pentru că mi-am dat seama din timp că nu avea o șansă de reușită prea mare și am fost norocoasă să pot să o vând la cineva care a cumpărat-o și... Salvarea acestui proiect antreprenorial care ți-a aparținut a venit printr-un exit până la urmă. Da, dar eu l-am considerat un eșec pentru că, bineînțeles, așteptam... un exit mai mare, pentru că mi-am pus foarte mult timp și chiar și bani, dar întotdeauna înveți și într-un fel m-am bucurat că am putut să îl trimit la altcineva. Dar vezi, ca un antreprenor trebuie să știi să... Noi ne îndrăgostim de ideea noastră, ne îndrăgostim de startup-ul nostru, de ce vom putea deveni. Și uităm câteodată să fim raționali, să ne uităm obiectiv la ceea ce facem. Iar, într-un fel, mă bucur că m-am trezit destul de devreme și am putut să schimb, într-un fel, un eșec într-un mic succes. Lifeograph este un proiect despre care mi-ai povestit și în urmă cu un an, când ne-am întâlnit prima oară în București cu ocazia unui eveniment foarte mare în business românesc, și anume Summit-ul Repatriot, care își propune să conecteze românii din diaspora, așa cum ești tu, cu cei de acasă. Ce este Lifeograph? Lifeograph este Wiki of People, deci este o enciclopedie a oamenilor și a companiilor. Noi folosim puterea comunității să adunăm informații publice despre persoane și companii, să le organizăm cronologic și să începem să tragem liniuțe între puncte. Deci cine
a făcut business cu cine, cine se cunoaște cu cine, cine a vorbit în același panel cu cine, pentru că viața este o adunătură de relații. În viață, în afaceri, pe cei pe care îi cunoști, ei pot să-ți schimbe viața printr-un da sau nu. Iar noi ce facem? Noi punem aceste relații într-o hartă digitală. Și în momentul în care vrei să ajungi la o persoană executivă, în administrație, cu care vrei să faci business, sau dacă vrei să angajezi pe cineva, dacă vrei să îți găsești un partener, te poți ghida de această hartă ca să vezi cum ajungi cel mai repede și prin cine la persoana pe care ți-o dorești sau la companie pe care te interesează. Ok, ce e diferit față de alte platforme, cum ar fi LinkedIn? Și în același timp aș vrea să văd ce beneficii aduce Lifeograph userilor în mod concret. De exemplu, eu am o firmă de consultanță pentru antreprenori, vorbesc la 10 evenimente pe an, acestea sunt evenimentele, aceasta este descrierea mea, asta am făcut în ultimul an, activitățile înșirate care poate sunt pe site-ul meu personal, pe LinkedIn-ul meu. Care este avantajul pe care voi îl oferiți, în mod concret? Da, și îmi place întrebarea aceasta, pentru că noi, într-adevăr, ne diferențiem de LinkedIn. Plecând de la exemplul pe care mi l-ai dat, să zicem că vorbești la evenimentul Repatriot și vei fi într-un panel cu alte 5 persoane din business și probabil în sală sunt, să zicem, 200 de attendees. Deci, cei care sunt participanți probabil vor întâlni 10-15 persoane pe zi, să zicem, cu care vor comunica. Foarte greu de crezut că vor întâlni pe toți 200. Și chiar dacă întâlnesc 10-15 persoane, de unde știu ei că cei care, pe care trebuia ei să-i cunoască, de fapt, nici nu și-au schimbat cărțile de vizită. Dar în momentul în care ei se taghează pe Lifeograph, ei vor vedea cine altcineva a fost la acel eveniment și chiar și după luni de zile poate și-aduc aminte de firma ta de consultanță pentru că știau că ai vorbit acolo. Deci ei pot să te contacteze, să spună am fost la Repatriot, mi-aduc aminte, poate nu-și mai aduc aminte numele de companie sau de știu cum arăți, știu că ai vorbit acolo. Și sunteți toți conectați, puteți să vorbiți unul cu altul. Lucru pe care pe LinkedIn nu poți să-l faci. Cheia în business-ul tău e să atragi utilizatorii care să fie activi. Nu e ușor să faci această implicare, engagement. Cum faci lucrul acesta? Sau cum încerci să faci acum? Că încă sunteți în faza de startup. Da, suntem în faza de startup. Vezi, ideea noastră, în momentul, să luăm din nou exemplul evenimentului de la Repatriot, da? Oricine poate să adauge pe altcineva și să spună eu am fost cu Claudiu la acest eveniment. În momentul în care se face acea legătură, tu primești o notificare. Zice, Dea Wilson a spus că a fost cu tine la Repatriot. Ok, vreau să mă duc să văd ce a zis Dea Wilson. Și de asemenea, faptul că noi avem messaging, deci oamenii pot să-și trimită mesaje unora altora. Deci utilizatorii noștri aduc pe alți utilizatori. Iar acum lucrăm la un proiect prin care poți să-ți importi o bază de date, dacă vrei, ca să fii conectat cu 2-3.000 de persoane dintr-o dată. Și ei vor primi un e-mail cărora le spune Claudiu sau Deia vă invită să vă conectați pe Lifeograph. Te concentrezi doar pe acest startup în prezent și locuiești și lucrezi în California acum. Da. Aș vrea să vorbim despre atmosfera
din Statele Unite, cum e acum în Silicon Valley. Citeam recent în revista The Economist că Silicon Valley nu mai e chiar ce a fost. Analiza respectivă se raporta la două lucruri. În primul rând, la alte orașe, alte zone, alte state din America, care cresc din perspectiva antreprenoriatului. Phoenix era menționat acolo, care ecosisteme de antreprenoriat mai noi, emergente, care apar și în jurul unor industrii. Tehnologia se îmbină cu alte industrii. Dar analiza mai făcea referire și la costul vieții, care e foarte ridicat acolo, chiar și pentru fondatori, pentru cei care reușesc să atragă finanțări, dar au ajuns prețurile foarte sus și nici nu mai e așa un farmec să trăiești acolo. Cum e, de fapt, situația? Cum ne-a descris tu celor care locuim acasă în România? Este adevărat. Este adevărat. Costul de viață în Silicon Valley a urcat exponențial, mai ales în domeniul imobiliarelor. Deci chiriile și închirierea spațiului de birouri sau rezidențele s-a mărit foarte mult. Deci s-au dublat prețurile în 10 ani. Iar salariile nu s-au dublat, bineînțeles. Dar dacă te gândești că o familie, amândoi lucrează și fiecare poate să facă 120-150 de mii de dolari pe an, de exemplu, e foarte greu poți să-și cumpere o casă, chiar dacă fac atâția bani. Iar în momentul în care îți cumpere o casă, majoritatea venitului îl dai ca să plătești ipoteca. Uh-huh. Deci, mai ales când ai și o familie, începi să te gândești, vreau să trăiesc aici sau nu. Este un influx foarte mare de oameni care vin în Silicon Valley. Este ca un fel de Eldorado. Dar eu cred că ei au o imagine puțin greșită, pentru că nu toți care sunt acolo, nu toate startup-urile primesc bani. Deci foarte mulți îi văd că vin fie și din Statele Unite, fie și din alte țări, vin în Silicon Valley crezând că pot să primească bani rapid. Și așa nu se întâmplă. Cum am spus, ei citesc ziarele financiare, citesc blogurile de startup-uri și au o imagine diferită. Deci acest influx de persoane, mai ales când Silicon Valley nu prea se mai construiește, deci este o arie destul de mică, acest lucru a crescut prețurile foarte mult. Iar, de fapt, și mai mult în San Francisco. Pentru că San Francisco este un oraș destul de mic și foarte multe dintre startup-uri se mută la San Francisco pentru că este un oraș vibrant, un oraș cu multe atracții. Iar după ce se căsătoresc, ei se mută în Silicon Valley să-și iau o casă, să-și crească copiii. Deci cam așa este situația acolo. Care e cea mai bună cale să faci o punte de legătură ca antreprenor român din România cu potențial de a merge în Statele Unite? Cum poți să ajungi mai ușor în Silicon Valley? În opinia mea, sunt maxim câteva zeci de firme antreprenoriale românești care se pot internaționaliza în Statele Unite, așa că în Silicon Valley ar fi maxim 10. Repet, este opinia mea pe baza observațiilor din ecosistemul de business românesc. Care ar fi primii pași de făcut? Merită să mergi 2 săptămâni într-un tour al companiilor, să cunoști câțiva investitori, să... Cum poți să deschizi ușile acolo? Da, este o întrebare foarte bună pe care tot timpul o primesc. It's all about the people. Da? Asta este tagul meu la Lifeograph și așa este în viață. Totul depinde de oameni. Ca antreprenor român, trebuie să te gândești că concurezi cu zeci de mii de alți antreprenori din toată lumea pentru aceiași bani. Iar un investitor
se va uita foarte atent la ceea ce oferi tu. Cea mai bună idee este să te dezvolți aici și pe piața europeană, ca să arăți tracțiune, iar după aceea să vii în Statele Unite, în Silicon Valley, și să spui, uite cine suntem noi acolo. Noi am reușit acolo. Putem să facem și aici. Au trecut zilele în care numai cu un PowerPoint puteai să iei bani. Sunt mulți care merg după aceiași bani, iar banii se restrâng din ce în ce mai mult. Investitorii, acum dacă nu ai tracțiune sau dacă nu ai o echipă foarte bună, nu-ți vor spune nu. Ei niciodată nu spun nu. Pentru că ei nu vor să-și închidă drumurile cu tine. Poate în viitor devii un succes și ei vor să aibă o relație cu fondatorii, să spună, poate acum îți dăm bani. Da? Deci nu-ți vor spune nu, dar nu-ți vor da nici bani. Recomandare foarte bună aceasta, să mergi prima oară pe piețele europene, mai ales că există și programe, incubatoare de afaceri în Europa care te ajută mai ușor să pleci înspre Silicon Valley din Londra, din Bruxelles, din Paris. Chiar Comisia Europeană are un astfel de proiect, Startup Europe Comes to Silicon Valley, deci e o idee bună și sunt de acord cu ea. Cum vezi tu ecosistemul antreprenorial românesc din Statele Unite? Ți-l putem prezenta și noi, îl cunoaștem bine, însă aș vrea să ne spui tu cum îl simți tu acum. Eu am mare încredere în români. Eu cred că românii sunt muncitori, sunt deștepți, au ceea ce e nevoie ca să fie antreprenori și să câștige. Ceea ce ar trebui probabil un mediu mai favorabil antreprenorilor și startup-urilor. Când te gândești, pui o sămânță, trebuie să o uzi, să o pui la soare, să o îngrijești. Așa este și un startup. În condiții de adversitate, nu poate să înflorească. Iar în momentul în care vei veni cu o idee, trebuie să știi că alții din jurul tău te sprijină. Iar mi-ar place să văd mai multă solidaritate între antreprenorii români. Mi-ar place să văd mai mult optimism, pentru că vorbeam în... Ceea ce simt eu este că în Europa în general, deci și în România, este mai multă frică de eșec decât este în Statele Unite. Iar adevărul este că dacă ești un antreprenor și nu ai eșuat măcar o dată, foarte greu vrei primi bani. De ce? Investitorii vor ca tu să eșuezi, vor ca tu să înveți, vor să vadă că tu ai încercat și te-ai ridicat din nou și ai continuat. Hai să luăm trei teme vitale, în opinia mea, pentru ecosistemul antreprenorial românesc și să le analizăm și din perspectiva ta după 20 de ani în Statele Unite, fiind conectată la ecosistemul antreprenorial de acolo. Prima temă ar fi educația antreprenorială, a doua internaționalizarea, capacitatea antreprenorilor români de a scala și a treia temă finanțarea și ce poate fi schimbat inovator pe zona de finanțare, pe zona de investiții. Pe educația antreprenorială. Dacă ne referim la copiii, la tineri, la cei care studiază în universitățile de business și în universitățile tehnice, să începem cu această categorie. Ce ar trebui să învățăm? Cât de mult ar trebui să fie despre practic, despre planificare în business, despre a învăța să faci un plan de business și despre a-i conecta cu mediul de business real și cât ar trebui să fie și despre academic, pentru că nu aș vrea să ignorăm partea aceasta. Sunt sigur că la MBA, la școala ta de MBA, nu a fost totul practic. Ați avut și research-uri academice. În fond, orice articol din Harvard Business Review are și o componentă de cercetare academică. Nu există o facultate de startup-uri. Singurul fel în care poți să înveți este
să începi un startup. Dar trebuie să-l începi și să-ți faci temele din timp. Sunt foarte multe resurse acum pe care poți să te uiți. Deci începerea unei afaceri obișnuite e foarte diferită de începerea unui startup. Iar în momentul în care vrei să faci un startup, îți asumi riscuri foarte mari. Pe următorii ani, probabil n-o să mai ai niciun prieten în câțiva ani, pentru că muncești foarte mult, nu mai vezi pe nimeni, probabil și sănătatea o să-ți decline. Deci viața de startup nu e ușoară. Arată foarte ideală, dar dacă ești în mediul de startup, știi că sunt ore lungi, nimeni nu-ți dă un salariu la sfârșitul lunii, deci ești pe cont propriu. Dar, eu așa spun, e adevărat că tu poți să înveți din greșelile proprii, dar de ce să nu înveți din greșelile altora? Iar ideea este să citești și mai ales să nu citești, deci, poveștile de succes. Citește poveștile de eșecuri și vezi de ce au greșit ei. Bineînțeles că poți să te inspiri și din succes, dar cele mai bune lecții se învață din eșecuri. Eu le recomand la toți studenții din economie care vor să facă o afacere să înceapă chiar de studenți. Să înceapă chiar de studenți și să vadă unde merge. Este timpul cel mai bun să începi. De ce? Nu ai prea mult de riscat. Momentul în care începi, după ce absolvi, se schimbă viața. Dar în timpul facultății găsești oameni, găsești alți colegi, deci poți mult mai ușor să începi ceva și vezi cum merge. Deja aia ți-o pui pe rezume, pe CV, că ai făcut o afacere, dacă a mers bine, dacă nu, bine, dar știm multe exemple de companii care s-au născut în facultăți, nu? Facebook este un exemplu. Al doilea subiect de explorat pe care ți-l propun, este internaționalizarea, capacitatea firmelor românești de a se extinde global. Ce am putea face să susținem astfel de procese de extindere globală, în opinia ta? Este o temă importantă pentru antreprenoriatul românesc, întrucât nu stăm așa bine la acest capitol. Concret, avem 150-200 de firme românești care își deschid filiale peste hotare într-un an de zile. Polonezii au 4.000, cehii au 3.000. Polonezii au în România aproape 1.000 de firme, noi avem maxim 10. Ce am putea face să ajutăm firmele românești să meargă afară? Pe ce te-ai concentrat tu dacă ai veni în țară și ai face un program de internaționalizare în mediul privat sau în guvern? Contează mai puțin unde. Ai oferi granturi, ai oferi finanțare sau te-ai uita la alte mijloace de a sprijini, cum ar fi accesul la informații, deschiderea de uși pe piețele externe, participarea la târgurile internaționale, educarea oamenilor care să fie specializați doar pe exporturi, pe internaționalizare. Ce ți se pare ție critic? Înțeleg care este problema, iar sfatul meu este să se investească în camere de comerț în străinătate. De ce? Acea cameră de comerț care să îi reprezinte pe români poate să le deschidă ușile la multe din economiile locale. Deci, având români care înțeleg cultura românească și care trăiesc în alte țări, deci înțeleg și acea cultură, ei pot să fie ca o punte de legătură. De exemplu, în Silicon Valley, dacă s-ar crea un fel de incubator româno-american sau o cameră de comerț, există o cameră de comerț româno-americană deja și ei fac lucruri foarte bune. Dacă s-ar face mai multe chapters, deci mai multe filiale în alte orașe, inclusiv în Silicon Valley, cred că s-ar uni punțile mult mai repede.
Eu, de exemplu, am făcut un proiect pentru Repatriot, că eu sunt ambasador Repatriot în SUA, unde am adus 20 de antreprenori români la Silicon Valley. Și acolo am făcut workshop-uri, evenimente de pitch, ne-am dus la companii mari, Facebook, Google, Yahoo, YouTube. De asemenea, am făcut networking events, deci s-au întâlnit cu alții de acolo. Deci un fel de imersie în cultura americană, în cultura Silicon Valley. Ei s-au întors cu idei bune, cu învigorați, inspirați și cred că trebuie să facem mai multe evenimente de genul acesta. Cât despre ei finanțare, au tot apărut fonduri de investiții la noi, de accelerare mai ales. Simți nevoia unor alte vehicule de investiții în România? În funcție de cum cunoști tu ecosistemul de aici. Mm-hmm. Știi cum este? Fiecare vrea să îți dea bani când n-ai nevoie. Dacă arăți că ai vânzări, dacă arăți că crești, toți vor să-ți dea banii, știi? Dar în momentul în care ești numai o sămânță, cum poți să treci de acolo mai departe? Deci cred că mai este foarte multă nevoie de seed funding, deci de investiții în startup-uri care de-abia încep. Știu că au fost niște programe guvernamentale și de la Uniunea Europeană în care le dădeau niște bani rambursabili ca să înceapă o afacere. Mai multe programe de acel gen cred că ar fi foarte beneficiale antreprenorilor români. La Antreprenori de România avem secțiunea 7 întrebări pentru antreprenori de România. Prima întrebare, care este cartea de business preferată? Cartea de business, da. Am multe, dar dacă ar trebui să aleg, cred că aș spune Cum să-ți faci prieteni și să influențezi alții, de Carnegie Mellon, How to Win Friends and Influence Others. De ce? Pentru că totul se învârte în jurul oamenilor. Tot ce faci în viață depinde de un da sau de un nu de la cineva. Eu sunt foarte sunt promotoare a networking-ului, a relațiilor dintre persoane, iar această carte te învață exact cum să faci ca să îi convingi pe alții să facă business cu tine sau să accepte punctul tău de vedere. Deci aceasta ar fi cartea mea preferată. Cea mai mare inovație din istoria omenirii de până acum, ce anume ne-a schimbat cel mai mult viața? Easy, e ușor, internetul. Cu ce om de business român din România ți-ar plăcea să iei un prânz de afaceri? Și mic dejun, și prânz, și cină cu Ion Țiriac. Dar din străinătate, cu ce om de business din străinătate? Aș spune Elon Musk. Îmi place, este un vizionar care vede mai departe decât profitul imediat. Care este tipologia de angajat pe care o găsești cel mai greu astăzi? Tipologia de partener, de specialist în ceva? Ce cauți acum să recrutezi sau cu ce fel de persoane vrei să te parteneriezi și ți-e greu să găsești? Analist de date și inginerii pe software și hardware. Deci orice în domeniu tehnic este destul de greu și de asemenea inteligența artificială foarte greu de găsit. Dacă ar fi să ți iei un mentor într-un anumit domeniu, care ar fi acel mentor, acel domeniu? Mentor? Comedia. Cum să-i fac pe oameni să zâmbească. Ce anume ai schimba astăzi la ecosistemul antreprenorial din România, astfel încât să avem un mediu de antreprenorial mai bun? Aș vrea să aduc mai mult optimism și aș vrea să elimin corupția și birocrația. Ești în România
și pentru a participa la Summit-ul Repatriot. Are loc în fiecare toamnă. Practic, acest proiect își propune să creeze o conversație cu românii din diaspora și să-i convingă să se implice acasă, să revină în România prin antreprenoria, dar nu numai, prin investiții, prin implicare. De ce s-ar întoarce românii astăzi acasă, din diaspora? Cum arată diaspora românească din America? Sunt foarte mulți români acolo, dar cred că au o părere diferită despre România. Mulți dintre ei au plecat înainte de schimbările care s-au făcut. Încă facem pași mici, dar către bine. Iar ei, dacă s-ar întoarce și ar fi implicați în afaceri, ar vedea cât de multe oportunități le dă această țară. Așa e, sunt dezrădăcinați foarte mulți dintre români. Am văzut și eu din interacțiunile cu românii din diaspora și mai ales în cazul celor care au plecat în urmă cu mai bine de un deceniu, lucrurile sunt mult mai profunde. Sunt foarte deconectați de țară. Da, și eu vreau să spun că mă bucur tare mult că Rebeleul a avut această inițiativă și Marius Bostan l-a inițiat, pentru că este o punte. Și vreau să spun că acest program Repatriot a schimbat viața multora din diaspora, cei care s-au implicat. Iar datoria noastră ca ambasadori este să ducem steagul Repatriot înapoi în țările de unde venim și să-i atragem din ce în ce mai mult și din ce în ce mai mulți pe românii de afară să vină în România și să vadă că aici se poate, poate chiar mai mult decât acolo. Hai să găsim împreună 4 motive pentru care românii din diaspora, mai ales cei din Statele Unite, să se întoarcă în țară. O să încep eu. Sunt tot mai multe oportunități de business în România, atât business-uri inovatoare, care nu au mai fost făcute în alte țări, dar și business-uri care poate au început, idei care au fost aplicate în Statele Unite și merită replicate și pe piața românească. Acesta ar fi un motiv. Hai să construim și alte motivații. Ce-ți mai vine în minte? Ce-mi vine în minte este granturi europene. Deci ăștia sunt bani nerambursabili pe care tu poți să-i obții și să-ți faci o afacere care să fie a ta fără niciun... fără să fie necesar să dai jumătate din compania ta la un investitor. Deci aceste granturi nu sunt atât de evidente în Statele Unite, de exemplu. Deci dacă ai putea să iei bani de la Uniunea Europeană să-ți deschizi ceva aici, este un motiv amazing. O altă oportunitate, mai ales pe zona de antreprenoriat, e chiar pe zona de internaționalizare. Concret, poți să stai în străinătate, în Statele Unite, să începi să te implici în România, ajutând antreprenorii români care vor să se extindă în Statele Unite. Sunt firme românești care vor să se extindă acolo și acesta ar fi un prim pas prin care tu, dacă locuiești și lucrezi în Statele Unite, te poți reconecta cu țara, poți chiar să faci consultanță pentru acești antreprenori care vor să își găsească clienți în America și ulterior să te întorci în România. Deci poate fi un pas intermediar câștigător pentru ambele părți. Mai găsim și un alt motiv care să aibă legătură cu mediul de business, cu antreprenoriatul. Ce e oportun acasă? Una foarte mare. Și anume, talentul. Deci, cea mai mare cheltuială într-un startup și într-o altă companie sunt cheltuielile cu salarii. Dacă te uiți la talentul din România și la salariile pe care le iau ei, dacă le compari cu ce se găsește în țările de unde vii, vei vedea că ai o oportunitate imensă să angajezi în România și să-ți deschizi companii în România și să restul, deci diferența, să faci arbitraj și să îl încasez ca și profit. Deci oameni deștepți, oameni bine pregătiți, care vin la un preț mai mic decât te-ar costa pe tine în țara ta. Sunt sigur că am oferit telespectatorilor cel puțin 4 motive prin care să-i convingă pe cei dragi din străinătate. În final, întrebarea mea către tine, când te întorci tu acasă de tot?
Este puțin mai greu, încerc să vin cât pot, încerc să îmi deschid și o companie aici și să ajut în ce fel pot eu. Repatriot este de asemenea o punte pentru mine, dar toată familia mea este acolo. Nu cred că ar fi așa de ușor să-i aduc. Eu sunt căsătorită cu un american, iar el nu vrea să vină aici și înțeleg, copiii merg la școală, e mai greu. Super, atunci sperăm să te implici cât mai mult în România prin noua firmă și prin proiectele de implicare. Mulțumesc frumos pentru această conversație. Mulțumesc frumos, Claudiu.